asta să... Da, încă asta. Păi ce, aveți stațiile acolo? Nu, ale mele rămân ale mele, nu... Și ce dai? Am altă. Bun. Pune asta așa ca să stea. Ia-ți agenda, Ionuț. Câte e? Toate de ei? Da, mă, da. Da, le împărți. Da, mă. Bun. Alea o să le împărți. Nu este. Astăzi vom continua cercetările de căutare a pilotului dispărut în arealul cuprins de județele Buzău, Prahova, Brașov, Covasna. Astăzi vom continua cercetările în zona masivului Poducalui. Domnul plutonier major de la Inspectoratul Județean de Jandarme, punctul Montan Nehoiu, ne va ajuta. Ne vom împărți pe 5 trasee pentru căutarea și identificarea victimei. Pentru acesta vom stabili comandanții de echipaj, unul din partea Inspectoratului pentru Situații de Urgență și unul de la, dintre colegii dumneavoastră. Vom comunica prin stațiile de emisie recepție, orice semnalmente le comunicați imediat. Care sunt stabilite pe traseu, deci fiecare dintre stabilite de aceste traseu a... Am urcat pe Valea Cașoca, da? Deci ne aflăm în punctul numit Muntea Cocian. De aici vom stabili cele 5 echipe care vor merge pe anumite trasee, inclusiv turistice sau drumuri forestiere. Echipa numărul 1, vă rog să stabiliți un coordonator. Domnul plutonier ajutant Stăncescu Florin. O să meargă circa 500 de metri pe drumul forestier. La un moment dat, în partea stângă, la primul pod, o să fie marcaj turistic, Crucea Albastră, ce face legătura între Valea Coceanu și Masivul Poducalului. Traseul este marcat, în condiții bune de vizibilitate, îl urmați până ajungem, în Masivul Poducalului. Din Masivul Poducalului ajungem în gol alpin, unde putem vizualiza inclusiv vârful Penteleu, o să-l vedeți în partea stângă, și vârful Mălăia, în partea dreaptă. Avem o vedere foarte bună, inclusiv cu binoclu, asupra tuturor văilor. Putem identifica anumite obiecte presupuse a fi traseul 1. Da. O să găsească un marcaj turistic, Triunghi Albastru, merge circa 2 ore, Coceanu. La fel, marcaj turistic, menținem legătura prin stație. Din Gura Teghii și din Coceanu o să ne repereze auto. Acum o să dureze 2-3 ore în funcție de mers și de ce avem de făcut pe teren. Echipa numărul 3 și echipa numărul 2 până la cantonul acela. Păi, ce nu așa la mașină? Până aici să țin, știu, nu se aude.
sau dumneavoastră? Echipa numărul 5. Da, așa că mai trebuie să mai luăm și de la noi. Dumneavoastră, mergeți cu ce echipă? Florine, tu, pe linia asta, sistemate, cobori, te aduci în curs. Ia, mai zi deodată. Deci unul pe linia asta, urcăm spre ăsta, drum forestier. Arțacu. Arțacu. Dă-i pauză la un moment dat, că hai, ne-am uitat. Haide, hai, bagă-i, bagă-i. Arțacu, zi, mă, zi din nou. Spre Harțavu, coborâm pe marcaj până la lacul Sirin. Ne interceptăm cu DN-ul și așteptăm acolo. Ținem legătura prin stație, orice problemă, ATV-ul vă întâlnă. Atenție, comunicăm la 10 minute. Bogdan. Aici, pe crest. Comunicați pe subiectul în Guiana. Pionul Drăgoi pentru pionul Marcel. La fel. Recepționat. Deocamdată nu am găsit nimic, continuăm cercetările și ne îndreptăm către dumneavoastră.